Bună dimineața, prieteni! Bine v-am găsit la Sinaxarul zilei de 21 august. Astăzi facem pomenirea Sfântului Mucenic Donat, diaconul Sfântului Mucenic Romul, preotul Sfântului Mucenic Silvan, diaconul Sfântului Mucenic Venus, Sfântului Apostol Tadeu, Sfintei Mucenițe Vasa împreună cu copiii ei Teognie, Agapie și Pistos. Sfintei Teoclita, făcătoare de minuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Tuturor sărbătoriților zilei le urez un sincer și călduros la mulți ani cu sănătate, fericire și multă, multă prosperitate lor și familiilor lor, iar pe voi pe toți vă invit să vă abonați la canalul meu YouTube Neluța Bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici, astfel încât să fiți notificați ori de câte ori voi posta ceva nou care s-ar putea să vă intereseze. Vă mulțumesc, vă aștept și la alte filmări. Doamne ajută!